Părintele profesor Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu a conferențiat ieri seară la Centrul Eparhial din Suceava. Organizat în luna dedicată vieții, evenimentul s-a desfășurat sub genericul Iată roaba Domnului, misiunea femeii creștine. Întâlnirea a fost organizată de Asociația Preoteselor Sucevene Sfânta Elisabeta, în colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților prin sectorul media și comunicare. Evenimentul, dedicat tuturor celor care au dorit să cunoască semnificațiile Sfintei Scripturi, referitoare la misiunea și identitatea femeii creștine în biserică și societate, a fost moderat de Ioana Rusu, președintele asociației. Părintele profesor Vasile Mihoc a vorbit despre rolul femeii în lumea de astăzi și a subliniat rolul acesteia în viața de familie. Am avut bucuria în seara aceasta ca invitat al Asociației Preoteselor din Suceava și Bucovina, Sfânta Elisabeta, să am o întâlnire cu o temă frumoasă, doamne preotese și nu numai cu ele, cu alte doamne, cu o temă interesantă și incitantă despre misiunea femeii în biserică și în societate. În fruntea titlului a fost și acest cuvânt al Maicii Domnului de la Buna Vestire, Iată roaba Domnului. A fost o întâlnire frumoasă de care m-am bucurat foarte mult. La finalul prelegerii, arhidiaconul Vasile Demciuc, consilier eparhial, i-a oferit părintelui profesor din partea înalt preasfințitului părinte Calinic medalia jubiliară. De asemenea, invitatul a primit icoana anului jubileu, moștenirea mușatină, credință, cultură, istorie. Cu multă bucurie, în această dupămasă, m-am numărat și eu printre participanții la conferința susținută de părintele profesor Vasile Mihoc, cu binecuvântarea înalt preasfințitului arhiepiscop Calinic la Centrul Eparhial Suceava, în sala Pimen, arhiepiscopul, conferință în care părintele profesor a prezentat tuturor celor care au participat și tuturor celor care au urmărit această conferință în mediul online sau o vor urmări de acum înainte, care este rolul femeii creștine și totodată a preotesei în viața comunității. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în această seară am organizat conferința Misiunea femeii creștine în biserică și în societatea actuală. Ne dorim să organizăm pe viitor cât mai multe evenimente dedicate femeilor. Conferința transmisă live pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților s-a încheiat cu un moment muzical oferit de corala Sfânta Elisabeta.